Oțelul pare o corabie în derivă. Echipa gălățeană este mai aproape de faliment decât de înscrierea în sezonul viitor al Ligii Secunde. Reunirea, care fusese fixată inițial pe data de 6 iulie, a fost amânată din nou. Marea problemă a antrenorului Florin Marin și a staffului său o reprezintă componența lotului de jucători. Fosta campioană a pierdut aproape toți jucătorii care au evoluat sezonul trecut și nu a făcut niciun transfer. Ultimul plecat este portarul Gabriel Abraham. Acesta a semnat cu Dinamo. Clubul de la Dunăre urmează să primească minim 100.000 de euro dintr-un viitor transfer. Dacă nu se va reuni nici pe 15 iulie, Oțelul riscă să nu se înscrie în Liga Secundă și practic să dispară.